ziua mă poate sunt de la Trafie, de la Morte. Până acum, sau lucrez de mult în personal și vă spun din experiența mea, am avut tot felul de registre în care registram fiecare salariat în momentul în care intream în contractul de muncă și făceam în felul ăsta acel caiet cu numere de mărci și cu înregistrarea normei. Faptul că înregistrăm în revisal, mai e nevoie să facem acele registre scrise? Nu. În momentul în care înregistrez în revisal, asta mă dispensează de obligativitatea elaborării altor registre. Voi avea să dosarul personal al salariatului. Asta e grație ce doamnă. Care se menține. Dar în afară de aceasta, eu am revisat un format de record. Vă întreb pentru că vreau să mă asigur că în cazul în care vin un inspector de muncă, control și cer un anumit registru, să știu dacă am obligația să fac sau nu. Pentru că nu este reglementat asemenea registru, dar având în vedere că trebuie dat un număr la contractul respectiv, nu trebuie să-l pune, nu? Da, asta este o evidență internă. Asta da, dar nu cu toate datele pe care le trecem și revisale. Nu are rost să le repet punctul acesta de vedere. Nu văd temei legale pentru inspector să dedice așa ceva. Atenție însă la aceste controle ale inspecției muncii. Inspectorul de muncă o să poată solicita un număr de 42 de documente în momentul în care noi le-am numărat, în momentul în care vine în control. Nu înseamnă că minte cele de toate. Și nu înseamnă că o să vină neapărat în control mine. Dar, în principiu, acest control al inspectorului de muncă este de presupus că va fi mai exigent acum înainte decât a fost până în prezent. Sunt multe motive aici. Acesta cu eliberarea de abilitate a inspectorilor reprezintă doar unul dintre ele, dar există și motive care țin de presiunea pe care o face Uniunea Europeană asupra implementării legislației muncii, mai ales în ceea ce privește munca la negru, că de aia s-au și schimbat. De aia au și devenit infracțiuni unele astfel de fapte. Acum, în paranteză, fie spus, faptul că poate deveni infracțiuni nu e neapărat cea mai inteligent lucru. Pedepsind o faptă ca infracțiune, chestiunea aceasta nu duce, s-a dovedit neapărat la diminuarea numărului de astfel de fapte. Se poate întâmpla și la munca copiilor am observat că s-a transformat din intervenție în infracțiune, ca numărul de astfel de fapte chiar pedepsite să fie mai mic decât fusese pe vremea când erau contravenții. Pentru că începe urmărire penală, parchet, e destul de complicat să ajung până la pedepsire când e vorba de o infracțiune. De aceea, nu e neapărat cea mai bună idee, dar au fost niște reacții din pricina faptului că s-a spus Inspecția Muncii România nu-și face datoria. Și poate că lucrurile se vor schimba, dar e posibil să asistăm și la anumite excese din punctul acesta de vedere. Deci e bine să ne așteptăm la asta. Mai ales când e vorba de o firmă mică. Pentru că aici e lucru care nu convine mie. Eu sunt de acord, inspecția muncii este normal să facă controle, dacă am o companie cu sute de salariați, este normal să vină să-mi ceară 42 de documente, pentru că am departament specializat care cu asta se ocupă. Dar dacă eu am o firmă cu doi salariați, normal că nu o să am un departament care să se ocupe de documente. Există țări în Uniunea Europeană care exceptează complet firmele sub 20 de salariați de la toate obligațiile birocratice pe care legislația muncii le impune firmelor cu mai mulți salariați. Noi nu avem o exceptare. Firmele, oricât de mici ar fi, vor respecta toate prevederile despre care am vorbit și vom mai vorbi. Așadar, forma devine mai importantă decât până în prezent. Și acum luăm oarecum la rând clauzele contractului de muncă. Clauzele acele obligatorii pe care le știm din articolul 17 din Codul Muncii. Dar le știm și din modelul contractului de muncă, astfel cum este el aprobat. Acele clauze obligatorii s-au schimbat în parte. S-au schimbat în sensul multiplicării clauzelor pe care un contract de muncă trebuie să le cuprindă, obligativității informării suplimentare a candidatului la angajare cu privire la ceea ce va presupune raportul său de muncă, dar s-au schimbat
și în, în zona de cauze, să zic așa, facultative, cauze care sunt inserate în contract, numai în măsura în care aceasta este, acesta este interesul părților. În privința locului de muncă, acesta poate să fie la sediul unității, poate să fie la domiciliul salariatului, în cazul în care încheie contract de muncă la domiciliu. Nu s-au modificat prevederile privitoare la contractul de muncă la domiciliu, cu toate că au fost foarte multe plângeri și contestații ale modului de reglementare de până acum. El se menține, salariatul care lucrează la domiciliu nu va avea un regim juridic schimbat, iar în ceea ce privește telesalariații, iarăși un lucru rău, modificarea codului muncii nu se referă la aceștia, cu toate că telesalariații sunt obiect de reglementare, constituie obiect de reglementare la nivelul Uniunii Europene. Există un acord între partenerii sociali de la nivel european, un acord privitor la telesalariații, adică la cei care lucrează nu neapărat acasă, dar nici la sediul unității, lucrează unde vor și comunică prin modalități electronice cu angajatorul lor. În această privință au reglementare europeană, dar nu au reglementare națională. Lucru mai degrabă prost. Nu mai există state ale Uniunii Europene care să nu aibă prevederi privitoare la telesalariații. Cu privire la locul de muncă, pot să inserez o clauză dintre cele facultative, clauza de mobilitate, în care se prevăd faptul că salariatul nu își va desfășura neapărat activitatea într-un loc de muncă fix. Este vorba despre ipoteza în care, prin natura activității sale, salariatul se mișcă de la un loc de muncă la altul. Este inspector pe teren, are obligația de a se prezenta în mai multe locuri pentru a-și presta activitatea. Aceasta este însă o prevedere suplimentară față de cele de până acum. Obligativitatea remunerării unei clauze de mobilitate. Până acum n-am avut o astfel de obligativitate și nici acum, de fapt, nu mi se prevede limita minimă. Nu e ca la clauza de neconcurență, unde mi se spune că indemnizația trebuie să fie jumătate din salariu. Nu. De asta dată, această indemnizație se negociază între părți, dar clauza de mobilitate se remunerează. Cu cât au negociat părțile. Adică, în esență, în momentul în care eu negociez faptul că salariatul are de schimbat locul de muncă în fiecare zi, nu printr-o simplă delegație, că orice salariat poate fi trimis în delegație, ci prin natura activității sale el își schimbă locul de muncă permanență, atunci trebuie să remunereze această, să zic, această situație particulară în care se găsește salariat. Da? Toți salariații care nu au un loc de muncă fix, prin natura activității și nu din când în când. O modificare privitoare la delegare. După cele 60 de zile pe care angajatorul are dreptul să le dispună unilateral, delegarea va putea fi, și încă ceva, 60 de zile pe parcursul unui an. Da? Acumulată. După aceea, delegarea poate fi reînnoită, nu odată, ci ori de câte ori doresc părțile, atâta vreme cât există acordul lor. Lucrul acesta este logic, dacă stăm să ne gândim, pentru că nu mai vorbim despre un act unilateral, ci vorbim despre acordul celor două părți. Aveam însă nevoie să-mi prevadă textul expres. Pentru că, așa cum știți, articolul 38 din Codul Muncii nu-i permite salariatului să fie de acord cu un regim juridic mai prost decât cel pe care îl impusese legea. Deci, chiar dacă aveam acordul salariatului până acum, tot nu puteam reînnoi delegarea de ori de câte ori voiam, pentru că acordul salariatului care îl dezavantajează pe acesta este bun. Articolul 38 îmi spune
Orice renunțare la un drept, articolul 31 s-a modificat, e un text de bază în codul muncii, orice renunțare la un drept al său este nulă. Deja am nevoie întotdeauna de text. Că poate vă întrebați, păi, dacă e vorba de acordul părților, deja am nevoie să întreba de codul muncii. Fiindcă salariatul nu poate renunța la niciunul dintre drepturile sale. Tranzacțiile care au ca obiect renunțarea la un drept sunt nule. Orice prevedere din cod, din legislația muncii în ansamblu sau chiar din contractul colectiv aplicabil. Deci salariatul nu poate renunța la niciunul dintre drepturile sale. Haideți să vorbim puțin despre asta, că e destul de interesant. În mod unilateral să modific contractul de muncă în condiții de toate. Pot să previn chestiunea aceasta de la început, în momentul în care eu locul de muncă nu precizez cu atâta muzică atât de specific, încât să zic și departamentul care lucrează. Dar dacă am făcut-o, modificarea unilaterală nu poate avea loc. Dacă persoana refuză și am, există chiar o speță foarte cunoscută, autoimportat, care era angajat la poarta principală A și a trebuit mutat la poarta principală B. Și a refuzat. Refuzul salariatului nu poate fi nici sancționat, salariatul nu poate fi obligat, teoretic. Dar practic, în momentul în care salariata, în ziua de astăzi, zice nu vreau să mă mut la alt departament, eu îi prezint alternativa. Care sunt posibilitățile care stau la dispoziție în această situație? Alternativa cu de a fi desfințarea locului de muncă și încetarea raportului printr-o concediere din motive independente de persoana salariată. Deci eu nu cred că astăzi nu puteți să convingeți cu mai multă strășnicie salariatul să accepte o astfel de propunere. Dar din punct de vedere strict juridic și teoretic, nici o modificare nu poate interveni unilateral. Nu pot să-l oblig. Nu-l pot obliga și, într-adevăr, câștigă în instanță în cazul în care încerc unilateral să-l forțez să accepte o modificare. Deci singura modificare care se poate dispune unilateral, singurul element care se poate modifica unilateral este locul muncii și nici aceasta definitiv și temporar, fiind de legale sau dezașat.